Imediat după ce a revenit din vizita din Emiratele Arabe și în Arabia Saudită, Vladimir Putin a avut o altă întâlnire cu un analt demnitar din Orientul Mijlociu, de această dată la Moscova, acolo unde a venit președintele Iranului. Bineînțeles, punctul fierbinte al discuțiilor a fost războiul dintre Israel și Hamas. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe Ibrahim Raisi ca un punct final al unei runde fulgerătoare de discuții ale președintelui de la Moscova cu liderii arabi din Orientul Mijlociu. Un efort al lui Putin de a demonstra că Rusia este un factor de stabilitate în zonă. În cadrul întâlnirii dintre Putin și președintele Iranului, așa cum era de așteptat, ambii lideri au condamnat atacurile Israelului în fâșia Gaza și au calificat acțiunile Tel Avivului drept un genocid. În plus, Putin a afirmat că războiul Israel Hamas din Gaza este un eșec al diplomației americane și a sugerat că Moscova ar putea fi un mediator în conflictul israeliano-palestinian care durează de zeci de ani. De asemenea, Putin a declarat că relațiile dintre Moscova și Teheran se dezvoltă foarte bine în sprijinul afirmației sale Putin subliniind că anul trecut schimburile comerciale dintre cele două state au crescut cu 20%, ajungând la 5 miliarde de dolari. De altfel, Moscova și Teheran urmează să semneze în scurt timp un acord privind crearea unei zone de liber schimb între Iran și Uniunea Economică Eurasiatică, comunitatea aflată sub egida Rusiei și care grupează foste republici sovietice. La rândul său, președintele iranian l-a invitat pe Vladimir Putin, care a fost cu doar o zi în urmă în Emiratele Arabe Unite și în Arabia Saudită, să facă o vizită și la Teheran.